În această dimineață, la sediul Severnav din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a avut loc un eveniment deosebit. A fost lansată la apă nava Curiosity. Finalizată într-un timp record și de o calitate superioară, aceasta are 85 de metri lungime și a fost achiziționată de către o firmă nemțească. Cu o istorie de peste 160 de ani, Severnav S.A. este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu în țara noastră. Activitatea șantierului naval din Severin ne face mândri nu doar la nivel național, ci în toată Europa. O nouă navă destinată transportului fluvial de produse chimice și combustibili a fost lansată la apă. Nava Curiosity are 85 de metri lungime. Ținem steagul sus și îl vom ține și pentru la anul și anii următori și pe parcursul următorilor 10 ani avem un program mai, să spun, mai detaliat făcut. Următorul an vom lansa o navă turnkey, prima navă lansată după 2009. Ultimul an în care s-a lansat o navă turnkey a fost 2009. Noi încercăm la anul să refacem ceea ce șantierul făcea cu mult timp în urmă. Cum reușiți să păstrați relația cu partenerii străini? Foarte greu. Foarte greu pentru că în momentul de față, pentru că situația e așa cum este pe toată piața și aceste crize suprapuse, dar încercăm să ridicăm și noi nivelul de calitate, să încercăm să scădem costurile care sunt cu energia, cu materialele, să eficientizăm puțin. Severnav S.A. este o companie listată la bursă care în anul 2022, prin prisma implicării managementului actual, a înregistrat o diversificare a portofoliului de clienți și a veniturilor încasate. Nava lansată astăzi, Curiosity, este menită să transporte lichide speciale și are anumite particularități. Un tip mai nou de navă, deoarece magazinele de marfă se îmbracă în cauciuc, se va transporta lichide speciale. Momentan, este a doua navă în serie care o facem pentru dânsi, un tank clasic, spunem noi, dar ca particularitate există partea asta de îmbrăcare în cauciuc și de-aia v-a spus și dânsul că a ales mai mult calitatea decât prețul din China. Ce lungime? 85, 11,45, 3,20 m, deci este un tank clasic, dar magazinele sunt speciale. Este una dintre cele mai mari construite la șantier? Nu. Avem acum pe rol în spate acolo o navă de 110 și în construcție, în pregătirea fabricației, o navă de 135 de metri, un pasager cum am mai lansat și anul ăsta încă unul. Deci 135 de metri, tot așa, 11,45. Asta e o realizare aparte ce avem aici? Sau? Aparte din privința magazinelor. Atât grad de finisare, mult mai special de lucru în interior. Cum reușiți să păstrați calitatea? Că e destul de dificil în piața de astăzi. Deci calitatea se păstrează prin respectarea tehnologiei, implicarea de la maestru șef de echipă până la șef de secție. Clientul este deținătorul unei firme nemțești numită AGK Shipping, care a fost prezent la lansare. Timpul record de excepție, dar și calitatea superioară, îi fac pe cumpărător să revină de fiecare dată. Depinde de tipul de navă pe care îl construim. Am ales calitatea, deoarece în România putem vizita șantierul pentru a verifica stadiul lucrărilor. De asemenea, depinde și de client. Avem o relație foarte bună și de lungă durată cu firma constructoare, iar de aceea am ales calitatea. Severnav S.A. este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu în țara noastră, fiind apreciată chiar la nivel european și mondial. Tradiția și experiența acumulată în cele câteva decenii de activitate ne dau încrederea că și pe viitor această societate va juca un rol important în economia județului Mehedinți. Locurile de muncă oferite de această întreprindere au fost un real sprijin pentru severineni și nu numai.